Vreau să spun un lucru foarte important. Faptul, vă spun ceva, ce demonstrează că avem guvernare total incompetentă. În Federația Rusă s-au înregistrat prealabil cel mai mult cetățeni din diaspora. Prim. Doi. Tovarășul, milicionerul Postică, care temporar e șef adjunct la CEC, spune că ei au vrut să mai deschidă secții de vot în Federația Rusă, dar au intervenit SIS-ul și au spus că nu-s bombeubejiște și tot așa. Ia că uitați-vă ce înseamnă incompetență. Da, domnul Gunț, astăzi este război în Ucraina și au probleme de a vota și cetățenii din Ucraina. Ei nici de ei nu au avut grijă. Și vă dau un lucru clar. Dacă voi așa tare aveți grijă de oameni, dar vreți că ei voteze și doar din cauza la CNUS bombeubejiște necesare în Federația Rusă, n-ați deschis secții de vot? De ce n-ați inclus Federația Rusă și Ucraina în lista statelor care pot vota online? Și om aveți voteze, care dintr-un satuc din Federația Rusă, altul dintr-un oraș în Ucraina care e război și n-are. Iată și demonstrează că ei nu au nici o gândire strategică. Că astăzi, dacă dădeau posibilitatea la cei din Ucraina și Federația Rusă să voteze online, problema ar fi fost soluționată. Înțelegeți? Ei aveau să facă, oameni buni, votați online, că ne grijă. Dar să le spui prost, dacă nu sunt bombeubejiști, asta fix așa cum, spre exemplu, Voronin, când era președinte, din cauza că nu-l iubeau unioniștii, trebuie să deschidă o singură secție de vot în România. Lucrul ăsta, dar nu s-a făcut, trebuie să recunoaștem, înțelegeți?